În era tehnologiei de superviteză, două copile din județul Botoșan n-au văzut niciodată un bec aprins în tavan în casa lor. Surorile de 5 și 11 ani trăiesc împreună cu părinții în casa fără electricitatea bunicilor. Bună ziua, prieteni! Suntem la Cucurâni, în județul Botoșan. Dacă vă aduceți aminte, acum două luni de zile v-am prezentat cazul a două fetițe premiante, care, din păcate, nu au avut niciodată un bec în casă. Deși își face temele la lumina veiozei cu baterii, fata cea mare este premiantă la școală. După două luni de zile, în care am încercat din răsputeri să îi racordăm la rețeaua electrică, cu ajutorul unui domn cu suflet de aur, am reușit să le împlinim acest vis celor două fetițe premiante. Părinții celor două fete ar avea nevoie de cel puțin 10.000 de lei ca să poată racorda casa la rețeaua de înaltă tensiune. Vă arătăm și dumneavoastră cum stau. Bună ziua! Ce fac copiii? Bine, frate? Denisa și Ancuța merg cu drag la școală și la grădiniță în ciuda dificultăților de acasă. Să înțeleg că îți place la școală, nu? Da. Nu mai foarte bine. Ce îți place cel mai mult? Română. Dacă ar fi să ți se îndeplinească o dorință, ce ți-ai dorit cel mai mult? Lumina. Merge fiecare zi la grădiniță? Da. Îți place? Da. Acasă, Ancuța n-are cărți de colorat. Părinții fetițelor fac tot posibilul să le facă viața bună copilelor, însă reușesc să răzbată cu greu de la o zi la alta. Pentru casa în care stau toți, n-au acte de moștenire, de pe urma bunicii decedate. În urmă cu 15 ani, locuința a ars de la coșul de fum, împreună cu toate documentele de proprietate ale bătrânei. Din acest motiv, casa nu a fost racordată nici până astăzi la curent electric. Și ei cum învață? Dimineața până la neagă. Și dacă sunt nevoie să învețe pe timp de noapte, ce fac? Ioză. Aveți una din asta cu baterii, nu? Da, da. Impresionați de drama familiei, reprezentanții unui ONG încearcă să ajute familia pentru a obține actele de proprietate. În plus, asociația își propune să plătească o parte din cei circa 10.000 de lei necesari lucrărilor de racordare a casei la rețeaua de electricitate. Dar ce am auzit? Aveți curent? Da. Da? Da. Sunteți fericite? Da. Haideți să ne arătați și mie, să vedem. Cum este să vezi un bec în cap? Acum, seara, nu vreau că vă mai faceți probleme, vă faceți teme la obiect, vă să aveți un televizor, un teme. Da. Aceasta este căsuța fetiților, unde lupesc fetițele, a luat foc în 2005. A fost casa cu stupimera înainte, cu sușa, la, nu, am sărit o scânteie, am avut o geac, la o geac. A fost reconstruită de mamă, cu mari eforturi. Nu a avut până astăzi niciodată curent electric, dar cu ajutorul unui domn, domnul Ovidiu, care țin să-i mulțumesc, am reușit să îndeplinim visul celor două. Haideți, hai! Ia să vedem prima oară! Hai să vedem! Ia! Opa! Avem curent! Mai departe, ești fericită? Da. Da? Ce-ți dorești acum mult, dacă ai curent? Televizor. Televizor îți dorești? O să-ți cumpărăm și un televizor. Hai să vedem mai departe. Oh, mai avem un bec aici. Și... Hai, ușor, ușor. Și acum, Ancuță, ia, să vedem multe, mă. Bravo! În camera aceasta stau toți membrii familiei, stă mama cu fetele, tata și bunica, da? Bun. Sunteți fericite? Da. Aveți curent electric? Da. Foarte frumos. Ce vă doriți cel mai mult acum de sărbători de Paște? Un televizor. Un televizor? Ce îți place? Să vă uitați la? Desene. Să vă uitați la desene. Da, își doresc enorm. Oameni buni, vă mulțumesc tare frumos că ați fost întotdeauna alături de Asociația Grup Civic Botoșan și întotdeauna ați sărit în ajutorul celor aflați în impas. Nu mai plângeți, doamnă? Mama este cu lacrimi în ochi pentru că n-a sperat niciodată. Nu plângeți, doamnă. Vreți să transmiteți ceva oamenilor? Nu mai plânge, doamnă, că... Oameni frumoși, vă mulțumesc frumos, vă doresc un Paște fericit și să vă dea Dumnezeu multă sănătate. M-a impresionat faptul că copiii
sunt foarte cuminți, fata cea mare chiar premiantă, cred că ar trebui să le dăm un mânt de ajutor. Și își doresc enorm de mult să se uite ca orice copil la, la desene animate, să trăiască și ei decent. Dacă se va rezolva problema cu electrificarea locuinței, cele două surori visează să aibă un televizor și un calculator.